dintr-o dată ne-a spus așa: dacă mâine mor, toți producătorii și compozitorii mei se vor îmbogăți. N-am mai fost îndrăgostită așa nici când. N-am să mor săracă și urâtă, bolnavă și singură. Doar cu tine vreau să o trăiesc. Și vine și ea și întinde mânuța și vede că are linia vieții scurtă. Și în momentul ăla a început să plângă. Foarte mult mi-aș dori copii. Este un lucru pe care cred că îl poartă orice femeie în ea, nu știu, este un dor de a fi mamă. Eram plinită, îmi spunea, în sfârșit a ieșit soarele și pe stradă. Ea, prin toate piesele ei, spunea altceva, pe ceva deosebit, ceva ce se referea la o altă lume. Cântăreața Laura Stoica și partenerul ei de viață au murit în această... Destinul a fost un actor prea grăbit, într-un rol mult prea scurt pentru Laura Stoica. Ai de gând să dai mâna cu Sfântul Petru? Și a spus, da. Și ține minte, tu ai să mă duci pe umăr. Prima piesă pe care mi-a dedicat-o ea mie, spune, va fi o zi. Și în piesa aceea vorbește ca și cum ne vom reîntâlni, dar undeva sus, nu aici, undeva unde vom fi exact așa cum suntem, curați, sinceri. Va fi o zi când ne vom regăsi, va fi o dată ca în vis. Laura Stoica a părăsit această lume în cel mai fericit moment din viața sa. Avea 39 de ani și primise inelul de logodnă de la iubitul ei. Trăia un nou început. Pe 9 martie 2006, Laura Stoica și logodnicul ei Cristi, toboșarul formației sale, se întorceau de la un concert din Urziceni. Într-o clipă, totul s-a sfârșit într-un cumplit accident de circulație. Destinul a grăbit-o spre o altă lume. Ați adus un ursuleț, de ce? Pentru bebelușul. Pentru că știu că și l-a dorit foarte mult. Vă rog, din tot sufletul, sub această capelă, s-o aplaudați pentru ultima oară. A intrat pe scenă. Am început să cântăm cu toții. Vreau să zic că niciodată nu s-a întâmplat chestia asta. Am început să cântăm, Cristi era în spatele meu, era foarte, foarte fericit, pentru că, nu știu, a avut o seară plină, frumoasă. Lumea a fost atât de fericită că au avut-o acolo în preajma lor. Aplaudau, au avut bisuri. Ce să zic, copiii s-au strâns alături de ea acolo cu toții, ea era fericită, spunea de copil. Mi-a spus că o să aibă și ea un copil și că își dorește de mult să aibă un copil. A treia piesă a început, s-a blocat un pic CD-ul, nu știu ce s-a întâmplat, dar n-a vrut să mai plece pur și simplu piesa a treia. Mă ridic, cobor, dar viața merge înainte, ceva de genul ăsta. Astăzi cald, mă ridic,
a apărut instantaneu, practic a plecat în locul lui Daniel Iordăchioaie, nu? Nu era ea invitată la concertul de la Urziceni. Ea a plecat să-l înlocuiască pe Daniel Iordăchioaie. El era titularul de afiș de la Urziceni. Mă durea ca acea lume, în loc să fie la spectacol, să o audă în viață și ea să fie fericită, uite, publicul mă iubește, ea n-a mai avut posibilitatea să vadă cu ochii ei acest lucru. Și mă gândeam în momentul acela, uite, Laura, dacă ai putea să vezi lucrul acesta, că publicul te iubește, ce ți-am spus, publicul încă te iubește, nu te-a uitat și te iubește și te apreciază. Dacă există un cuvânt mai mare decât fericirea, pe chipul el vedeai. Era împlinită. Îmi spunea, în sfârșit, a ieșit soarele și pe stradă. Știi că evit astfel de... Evit răspunsuri la astfel de întrebări. Dacă mă lași puțin să mă gândesc, poate să spun. Cred că... Cred că fiecare femeie are nevoie de iubire, dar nu numai de iubirea în cadrul familiei. Să nu fie iubită doar ca o fiică, o soră sau o mamă, ci cred că împlinirea ei constă foarte mult și în dragostea oferită de un bărbat. Cred că e normal. Așa cum Dumnezeu i-a dat lui Adam o Evă, trebuie să aibă și o Evă un Adam, nu? Și Eva un Adam. În momentul ăsta trăiesc într-adevăr o poveste foarte frumoasă de dragoste. Sunt convinsă că este un lucru serios. Nu știu dacă știam să-i declar chiar în momentul ăsta, dacă îmi dai voie. Mamă, cât de el e aici, da. Mi-a spus ceva mai înainte că tot se... Tatonau tot, nu știa ce să facă, nu știa dacă este potrivit, nu știa dacă e și el tot oboșar și dacă va avea și cu el vreun eșec și... Era frică să mă iubească într-un fel, nu? Da, cred că era frică, cu toate că își dorea să aibă pe cineva lângă ea, nu suporta să stea singură. Ba, s-a dus ea la el unde locuia el, s-a autoinvitat odată la masă, pe motiv că ea încă n-a gătit nimic și el gătește bine, așa. A doua oară a gătit ea ceva și hai, vină tu la mine, hai să mâncăm, hai să discutăm despre piese, despre cum să facem aia, cum să facem aia. Așa, până când, într-un final, și-au mărturisit unul altuia pasiunea. Era așa la început și m-a întrebat dacă îmi place. Era îndrăgostită de el. Cred că a fost omul vieții ei, Cristi. Se potriveau. N-am văzut o legătură mai frumoasă. N-am văzut așa ceva. Se iubea foarte mult. Știam că era cu Cristi, dar n-am știut că și-a făcut un legământ. Zi de asta! Le-a adus pe amândouă, uite așa, ca să avem împreună. Și mi-arătau mâinile. Făceau așa din mâini. Zic, mă, dar ce aveți? De ce faceți din mâini? Uite-le! Și cum am uitat, erau inelele lor de logodnă. Și ce ați făcut? Și n-ați spus nimic? Și zic, nu, a fost o logodnă între sufletele noastre și am vrut să fii prima care știe. Poate vină primăvară, balaiul ei de flori. Poate să vină și altă vară, fără tine nu le voi. Poate să vină cine vrea să vină, dacă nu ești tu, e în zabar. Da. Seara trece fără tine, noaptea este și mai grea. Nu sunt eu. No, 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 no.
la fine spune el. Dacă vrei să fii cu mine, nu mai aștepta. Nu aștepta, nu aștepta. Se simțea împlinită, puternică, îndrăgostită. Exact atunci când totul s-a sfârșit. După câteva relații și o căsătorie eșuată cu toboșarul Florin Ionescu, se pregătea să îmbrace din nou rochia de mireas. Îmbraci cu fusta. Așa, și atât? Scoți fusta și rămâi în pantaloni scurți. Mă vezi, mireasă roșie. Dar trebuie să scoți plovărul. Da. Că e... Este... Da, trebuie să scoți plovărul și să încerci să iei fusta de la manechin. Ați stabilit data anunții? Încă nu. Laura se simțea cu adevărat fericită. De Crăciun aflase că este însărcinată. Da, foarte mult mi-aș dori copii. Este un lucru pe care cred că îl poartă orice femeie în ea. Nu știu, este un dor de a fi mamă. Este un... pe care numai cine nu și-l împlinește. Numai femeia care nu este mamă nu știe ce înseamnă să nu fie mamă. M-a sunat și mi-a spus, zice, stai jos. Zic, hai, spune. Și mi-a spus, zice, știi, zice, cred că am rămas însărcinată. Am stat puțin așa, puțin blocată și pe urmă zic, bun, bravo, felicitări. În mintea mea am început să mă gândesc cam ce ar putea să fie, cum ar putea să fie viața ei de acum încolo. Era în rai, numai pentru faptul că știa că o să fie mămică. Numai pentru faptul ăsta și era în rai, era în al nouălea cer. Ultima oară a fost a doua zi de Crăciun anul ăsta. Au dormit la mine. Și apoi în momentul în care au zis că este însărcinată, mi-a și spus la ureche, cred că vei fi cea de-a treia nașă a copilului, pentru că după ce am plecat de la tine am conceput acest copil. Ne-a invitat pe cei mai apropiați prieteni să ne dea o veste. Sigur că noi deja, cunoscându-o foarte bine și știam la ce fel de momente anume se agită, clar, deja intuiam ce intenționează să ne spună. Și într-adevăr era momentul în care ne-a anunțat că a rămas însărcinată și ca să o credem a scos testul de sarcină și recomandarea medicului și analizele și tot a fost nemaipomenit. A sunat când încă nu știa precis că este însărcinată. Avea și făcut testul de sarcină și zice, cred că sunt însărcinată. M-a sunat într-o zi și a zis, uite, mâine vă așteptăm pe mine și pe prietena mea, vă așteptăm pe la noi. Și atunci am simțit că e ceva mai mult decât... Noi ne vedeam în ultima vreme, ne vedeam săptămânal. Și când am ajuns la ea, radia într-un anumit fel. Atunci am întrebat-o direct și zice, da, de unde știi? Zic, păi, se vede după tine. Un gen de om care îi plăcea să facă instrucție cu copiii la grădință și la școală. Îi cam strângea și încerca să-i instruiască. Era un lider. Da, era un lider și mă gândeam, zic, acum să vadă și acum e cu un copil tot timpul, 24 din 24, să... În general a fost mare bucurie, numai că n-a fost să fie. Țin minte că mi-au pus piesa mai frumoasă și am plâns. Pentru că piesa aia a fost scrisă de ea pentru Cristi. Să și dacă asculți versurile, o să înțelegi tot. Vreau să rămân în lumea ta. În ultima vreme, Laura Stoica fusese marginalizată. Cu toate că avea probleme materiale și trăia după o zi pe alta, nu a vrut să facă niciun compromis în cariera ei. Apropiații sunt și acum impresionați de lupta Laurei cu o lume în care artiștii pot câștiga bani, dar numai în anumite condiții. O lume a showbizului din România pe care ea a vrut să o schimbe.
mea s-a lansat destul de greu. Adică 3 ani de zile a fost la Mamaia, a câștigat toate preselecțiile până la ultima, când la ultima îi se spunea pas. Pentru că ea n-a încercat niciodată pe alte căi, tot timpul s-a dus cu vocea ei. Pe alte căi la ce te referi? Păi o relație, păi un iubit, bani sau alte lucruri. Contrariați eram noi toți cei din jurul ei și mari ascultători de muzică și fani al lui Laura, care nu și-ar fi putut imagina că ea poate să aibă greutăți financiare. Eu eram mai mult decât contrariată, pentru că un nume ca și Laura, un nume, nu un nume, un om merituos, o voce care trebuia ascultată, piese grozave care s-au scris și pe care le-a cântat, care nu mai aveau loc pentru un nou val de muzică, sigur că dacă care trebuia să existe și ăsta pe piață. Cam asta a fost marea ei frustrare. Nu că avea, că ar fi avut ceva împotriva artistului cu tărică care vine cu mini-jupul și cu toacele și altceva nu mai știe să facă. Nu e chiar așa. Ea era foarte dezamăgită pentru că era marginalizată muzical și artistic. Și nu este corect. Nu e drept. Ea este, dacă vrei, o artistă internațională și este cea mai mare voce rock a României. Nu a existat și nu va exista nimeni ca ea, este clar. Și simțirea ei și faptul că ea a compus și a scris muzică, a scris texte și așa, se pare că nimeni nu ține cont de asta în momentul ăsta. Și nici ea fiind în viață, nu s-a ținut cont de chestia asta, parcă nu o aprecia nimeni. Laura se îndrăgostise de teatru. Terminase actoria și, pe lângă muzică, scena devenise noua ei pasiune. Era un vis al său mai vechi. Această dorință a mea a intervenit într-un moment în care nu știu dacă aveam neapărat nevoie și de aceea spun că a pornit dintr-o joacă. Nu era un teren neapărat străin, dar era un loc unde puteam să fac mai mult decât în muzică. Ultima ei nemulțumire era vis-a-vis de cartea de muncă pe care o avea la Ploiești. Pentru care a fost amenințată în momentul în care a aflat că a rămas gravidă. Asta s-a întâmplat, cred că cu o săptămână înainte să se întâmple nenorocirea. Să aibă loc nenorocirea. Și vreau să-i facă greutăți? Adică să o dea afară? Sau în ce sens era îngrijorată? Nu, ăsta. Mă rog. Da. Într-un cuvânt, da. Și am întrebat-o, da, te descurci, e ok? Adică te descurci cu banii de la teatru din Ploiești? Și mi-a zis, băi, îmi pare rău, nu cred că o să mă descurc, pentru că am 8 milioane salariu, au început să pună presiune pe mine, am anunțat că sunt însărcinată și vor să m-au scos din mai multe spectacole și nu știu ce se va întâmpla. Sfătuiește-mă ce să fac. Noi tot încercam să facem niște videoclipuri cu Alina Rontescu, să cumva să o scoatem în față, să mergem pe la televiziuni cu pilele care le aveam, să apară cu câteva piese și așa. Și ea ne spunea dezamăgită, băi, eu nu mai știu ce vrea publicul românesc. Nu mai știu, pur și simplu. Noi ziceam, hai să încercăm și alt, încearcă și alt gen muzical. Nu pot, pentru că eu simt rock, îmi pare rău, nu vreau să cânt altceva. Ăsta este momentul pe care îl dezbăteam atunci vis-a-vis de angajarea ei de contractul ei de la teatru. După ce a aflat că este vizată, de fapt a aflat directorul că este însărcinată și n-a mai convenit nimănui acest lucru. Procesul se poate intenta la orice tribunal din țară, este un caz de conflict de muncă și ar avea câștig de cauză și mai e și gratuit. Dar e jegos și nu mai pupă postul dopo. Atât am apucat să ne scriem, după care am continuat subiectul la telefon. După ce Laura a murit, conducerea teatrului din Ploiești a uitat ca prin minune de conflict. Dintr-o dată, Laura Stoica a început să însemne ceva pentru ei. Ne gândim la un spectacol, un Remember Laura Stoica, în care să invităm pe toți marii prieteni din lumea cântecului. Era ipocrizia unei lumi pe care Laura a renegat-o mereu și pe care a părăsit-o neîmpăcată. Ca o ironie, destinul a făcut să moară când se întorcea de la un concert pentru care cântase în contul unui salariu de 8 milioane de lei. Celebritate pentru mine înseamnă oboseală. Oboseală. Obosești câteodată ieșind pe stradă și vezi că se întâmplă același lucru, nu ești lăsat măcar o zi să respiri ca un om normal. Trebuie neapărat să se întoarcă capetele după tine, să ți se rostească numele în plină stradă când n-ai nicio poftă.
Dar trebuie evitate, trebuie uitate ranchiunele astea, pentru că dacă le bagi în seamă prea mult, îți strică normalul, îți strică naturalețea. Ai vrut să faci lucrul ăsta? Trebuie să fii conștient că odată sau de mai multe ori se va întâmpla, e inevitabil să fii recunoscut, să fii arătat cu degetul, mă rog. N-am atins nicio stea. Sunt o credincioasă așa mare ca să... Dar cu o lună înainte am simțit nevoia să iau Biblia, să citesc Biblia și să citesc fiecare pasaj în parte. Și ultima duminică pe care am petrecut-o împreună, am fost eu la București, am plecat de vineri de acasă. Cum am ajuns eu acasă la ea, mi-am dat mărțișorul pe care îl plecăsesem pentru ea, niște cercei, și a plecat la emisiune la Teodran Dafir. În seara respectivă, la fel, cum le citeam Biblia, așa a vrut Dumnezeu, ca Biblia aceea să nu dea putere să primez veste, fără să nu știu ce aș fi putut să, ce ar fi putut să se întâmple dacă nu aveam această protecție. Mergeam în dimineața aceea cu autobuzul spre București și bineînțeles că nimeni din mașină nu mă cunoștea. N-am avut șansa să stau pe aceeași bancă cu sora mea. Și a trebuit să stăm una într-un loc, una într-un loc. Ne-am urcat în ultima clipă în autobuz, fiecare unde găsi loc. Și încât lângă mine era o persoană necunoscută și la radio, în mașină, se dădea vestea. Nu mi-a fost ușor. Dar am plâns acolo liniștită în colțul meu. Ce putem să fac altceva? Laura Stoica și cei doi frați, Alexandru și Sebastian, au fost crescuți numai de mama lor. Au avut o copilărie umbrită de lipsa unui tată și de grijile materiale. Laura și-a dorit să dea la conservator, dar lipsa banilor o face să renunțe la acest vis și să se angajeze la o prozaică întreprindere din Târgoviște. Pasiunea pentru muzică și tenacitatea ei o fac pe Laura o mică vedetă locală. Așa a început povestea ei. În 90 cucerește trofeul Mamaia și cu sprijinul moral al mamei sale. Ea avea 3 ani jumate când am rămas singură. A fost decizia mea. Bineînțeles, decizia mea să am și copii alături de mine și să-i cresc așa cum cred eu că trebuie să crescuți niște copii. Așa cum simțeam eu. Și, într-adevăr, nu ne-a fost chiar ușor, dar am trecut prin viață ușor, datorită faptului că mi-am trăit viața, am trăit fiecare clipă și m-am bucurat de copiii mei. Cel mai bine mi-aduc aminte de momentele în care ne strângeam cu toții pentru un eveniment, pentru o sărbătoare în familie și... eram cea care cântam. Talentul pe care îl știe toată lumea și l-a apreciat mai toată lumea, care și-a ardea în ea de când era copil mic.
De când a învățat că poate să cânte, chiar dacă nu știa să cânte, știa că poate. Și ne cânta și de multe ori ne dădea spectacole în casă, numai lui Alexandru și mie. N-am auzit vorbind de tatăl ei decât foarte rar. De ce? Pentru că tatăl ei a fost... i-a plăcut puțin băutura și nu a fost un tată așa cum ar fi trebuit să fie. Nu a mai trăit decât 10 ani după ce ne-am despărțit. A apucat să-i vadă și crescând. Și, bineînțeles, a apucat să-i vadă așa, întâmplător, pe stradă mai mult. Copiii mei au dus doar unui tată. Trebuia să mă angajez undeva, trebuia să am serviciul meu, să câștig banii mei, ca să mă pot întreține singură sau, dacă pot, chiar să ajut întreaga familie. Întreaga familie, deci a fost... Noi am fost unul după altul și atunci, eu fiind cea mai mare, am fost primul bărbat în familia de frați. Asta este uniforma ei, pe care întotdeauna o proba. De câte ori venea acasă și era un, spunea ea, un etalon. Cer să-mi închipui că aici unde țin eu mâna era capul ei. Era cam la înălțimea asta. Așa. Apropiații Laurei trăiesc și acum cu amintirile unor semne prevestitoare care, spun ei, au anunțat sfârșitul artistei. Sunt premonițiile pe care Laura le făcea din ce în ce mai des în ultimul timp. Cronica unui final tragic avea să se întâmple întocmai. Este vorba de data de 4 februarie, când a fost ziua Adrianei și a fost un moment pentru mine incredibil, nu o să-l uit niciodată, și a invitat cei mai apropiați prieteni, respectiv pe mine, pe Laura cu Cristi, pe Dorin și Teo Junior Peter. Și țin minte că am stat în camera cealaltă cu Laura, eram doar eu, ea, Cristi și soțul meu de atunci. Și dintr-o dată ne-a spus așa: dacă mâine mor, toți producătorii și compozitorii mei se vor îmbogăți. Moment în care eu am sărit de lângă ea și am zis: Laura, nu poți să spui chestia asta, mi se pare nedrept, nefiresc, nu vreau să aud de la tine chestia asta. Și a spus soțului meu: nu crezi? Nu, nu cred. Ai de gând să dai mâna cu Sfântul Petru? Și a spus: da. Și ține minte, tu ai să mă duci pe umăr. Lucru care s-a întâmplat. Ei au fost făcuți să plece împreună. Adică el a fost omul potrivit pentru ea să meargă cu ea până la capăt. Cristina, o bună prietenă a Laurei, încearcă și astăzi să-și explice de ce Laura i-a înmânat o scrisoare înainte să moară. Sunt semnele pe care acum le înțelege altfel. N-am să mor săracă și urâtă, bolnavă și singură. Uneori fericirea te îmbată atât de tare că primind-o uiți să supraviețuiești. Chiar în ziua ce am vorbit cu ea la telefon, insistent, țin minte că ei nu plăcea foarte mult să stea la telefon cu mine, prefera să se vadă decât să stau foarte mult la telefon. Și îi spuneam: Laura, nu mai pot să stau la telefon. Și stai, cum nu poți? Păi vreau să vorbesc, vreau să-ți spun anumit. Laura, vorbim mai târziu, poate ne vedem diseară când vin de la spectacol. Parcă avea atât de multe de spus și nu eu nu înțelegeam de ce vrea atât de multe să-mi spună. N-am înțeles în momentul ăla de ce atâta grabă și așa insistență în momentul ăla. După aceea am realizat că poate că simțea ceva. E un lucru care mă frământă de ani de zile. Eram în vacanță de vară, eram cu o prietenă și primisem o carte de chiromanție. Și la un moment dat vine și ea și întinde mânuța și vede care linia vieții scurtă. Și eu am rămas uimită când am văzut linia vieții scurtă. Deci de aici? De aici până aici. Până aici doar. Da. Și ea a fost și ea mirată, nu? Laura. Da, și în momentul ăla a început să plângă. A zis: nu vreau să mor de pe mine. Și
am zis, hai că pleacă de aici, că sunt prostii. Știu doar că am insistat în ziua aceea să nu se ducă. Nu au răzut mucenicii, hai că e sărbătoare, hai să fim împreună. Lasă că poate vin seara pe la tine. Și știți că seara s-a întâmplat. La un moment dat am avut senzația că eu plecat în grabă și de multe ori mi-am făcut procesul de conștiință că ea poate se grăbea să vină aici. Se spune în România, în folclorul ăsta așa, că nu e bine să mănânci colivă înainte de a o sfinți preotul. Și ea totuși a luat o lingură de colivă și toată lumea a spus nu face chestia asta, că se spune că se poate întâmpla ceva. Și atunci a spus, și dacă se întâmplă și dacă am să mor mâine, toți producătorii și compozitorii mei se vor îmbogăți. Și toată lumea cumva a fost dezamăgită. Foarte des o visez și în momentul în care o visez veselă, o visez că mă îmbrățișează și că râde de mine, că de ce plângea că ea nu-i moartă. Laura pentru mine e ca un înger. Poate chiar este. Nu știu, Dumnezeu știe lucrurile astea cel mai bine. Mă dură doar că n-am înțeles de ce mi-a răpit-o de lângă mine și după ce mi-am adus aminte de cuvintele Laurei. Să accept ceea ce îmi dă Dumnezeu, să mă bucur de ceea ce am și să nu încerc să caut explicația în orice se întâmplă în jurul meu. O simțeam agitată. Ea era un om agitat, prin definiție. Era o temperamentală, o vulcanică chiar. Dar acum era un alt fel de neliniște, un alt fel de zbucium interior. După moartea Laurei s-au întâmplat niște fenomene foarte interesante. Au sfințit mașina. Mașina care a ajuns criminalul cu picina. De când o știu, își dorea să dea pentru carnet, să aibă carnet. Unde se făceau lucrurile în așa natură, că întotdeauna nu reușea să aibă acea mașină și carnetul. În momentul în care le-a avut, ea cu Cristi mi-a făcut o surpriză, nu mi-au zis nimic. M-am trezit cu ei la ușă și mi-a zis, ieși afară să-ți arătăm ceva. Și am ieșit afară din curte și am văzut mașina, că uite, ne-am luat o bijuterie, îți place? Am avut așa o strângere de inimă. Am citit tot felul de povești legate de culoarea roșu, de cifra nouă, de... Dar, într-adevăr, după ce și-au luat mașina, am făcut noi o scurtă plimbare undeva în afara orașului, spre o mănăstire, și am avut un accident cu o Dacia roșie. Aveam un cireș pe care îl prefera Laura. Cireșul, după moartea Laurei, pur și simplu, la tulpină s-a despicat. Aici, pur și simplu. De sus până jos a crăpat. Ea prin toate piesele ei spunea altceva, pe ceva deosebit, ceva ce se referă la o altă lume, o altă lume mai bună, o altă lume în care să nu ne mai mințim, o altă lume în care să fim cinstiți și drepți și buni unii cu alții. Toate piesele, chiar și piesa cu care s-a lansat, de Doamne Cântec, iarăși o piesă remarcabilă. Mă trec fior de câte ori ascult. A fost un luptător și probabil că nu neapărat dacă am învățat-o de la ea sau probabil că am învățat-o împreună faptul că niciodată să nu faci compromisuri pentru nimic. Ți-ai dai seama de valoarea unui om când îl pierzi, din păcate. Un lucru știu, că focul nu s-ar fi stins niciodată în inima ei și sunt convins că încă mai arde acolo sus unde e. Cel mai tare mi-aș fi dorit atunci să o văd cu copilul în brațe, să ajungă să-și vadă visul ăsta împlinit. Și poate că nu spui unui prieten că-l iubești, dar cred că i-aș fi spus chestia asta. Evident că eu arăt în toate modurile, dar
Simțeai nevoia să-i o spui. Era un om special, Laura. Nu i-am spus de foarte multe ori că o iubesc. Nu i-am spus de foarte multe ori cât de mândră sunt de ea. Nu i-am spus de foarte multe ori că este cu totul și cu totul deosebită. Poate asta nu i-am spus. Să-mi mai spun încă o dată, adițule, te iubesc? Asta obișnuiam să ne spune. Era steaua mea. Era ca o floare care înfloarește. Și înflorea. Și încă mai avea de înflorit.